Exact 23 de asociații de proprietari din Roman au primit notificări de la compania Apaserv, prin care sunt somate să-și achite facturile restante pentru serviciile de apă și canalizare aferente consumului efectuat de romașcanii care locuiesc în aceste forme de asociere colectivă. Asociațiile în discuție sunt atenționate că trebuie ca până la sfârșitul lunii august să-și achite facturile restante pentru serviciile de apă și canalizare primite de la operatorul regional. O parte dintre asociații au încheiat grafice de eșalonare, care din păcate nu au fost respectate. Dacă până la începutul lunii septembrie asociațiile nu-și plătesc facturile restante, oprirea furnizării serviciilor de apă și canalizare este iminentă. Au existat și o parte din asociații care au fost atenționate că trebuie să-și plătească chiar și factura aferentă lunii mai. Se face din nou apel la populație, care trebuie să înțeleagă faptul că și serviciile Apaserv sunt necesar a fi plătite cu prontitudine ca și cele de la E.ON Electricitate sau E.ON Gaz, care, în caz de neachitare, întrerup imediat furnizarea serviciilor fără prea multe parlamentări. La rândul său, compania Apaserv servare de achitat o serie de furnizori care, în caz de neplată, percep penalizări de întârziere, ce au ca repercursiune serioasă asupra bugetului companiei aflat într-un echilibru fragil. Responsabilă cu executarea contractului Asociației de Proprietari din Roman, economist Marcela Tamaș a explicat pentru Romașcani, prin intermediul postului de televiziune Roman 24, contextul în care s-a ajuns la notificarea atâtor asociații de proprietari și seriozitatea cu care trebuie tratată problema achitării debitelor restante. Din păcate, în cursul lunii iulie am înregistrat o scădere a gradului de încasare, respectiv 96,60%, iar pe cumulat 7 luni 99%, ceea ce este destul de nesatisfăcător, astfel încât am fost nevoiți să procedăm la notificarea tuturor asociațiilor de proprietari care înregistrează debite restante. Și aici mă refer inclusiv la acele asociații care au doar o factură restantă, respectiv factura cu consumurile lunii mai. Deci emisă, factură emisă în luna iunie. Vă rog să fiți mai explicită și să o luăm metodic pe asociații, cu datorii, pe zone și cât aveți mese de recuperat. Da. Deci am notificat 23 de asociații de proprietari, din care 10 asociații au programe de eșalonare încheiate și nerespectate și 13 asociații de proprietari care au debite restante de la o factură până la două facturi. Valoarea debitelor restante notificate însumează 470.094 de lei și 49 de bani. Pe asociații, să le luăm pe zone ale orașului, cum stăm? Deci nu este nicio legătură între zona în care se află asociația și gradul de încasare înregistrat, deoarece avem asociații în favorit care sunt foarte bune platnice, în același timp avem și asociații cu restanțe. De asemenea, în Alea Revoluției sunt și asociații datornice, dar și asociații care sunt cu plata la zi. Prin centru avem asociații datornice, dar și asociații cu plata la zi. Deci nu este nicio legătură. E vorba doar de percepția proprietarilor, ca să spunem așa, în modul cum se poziționează în raport cu asociația de proprietari. Care ar fi explicația scăderii bruște a acestor încasări? Explicația mea este doar indiferența, deci nu cred că există nicio altă explicație. Așa cum sunt foarte multe persoane în vârstă, persoane care au niveluri scăzute și totuși sunt cu plata la zi și încearcă să nu aibă niciun fel de datorie, cu toate acestea sunt foarte multe alte persoane, din ce am înțeles pe la asociațiile de proprietari, chiar sunt persoane cu venituri consistente, care pur și simplu din lipsă de timp poate neglijează acest aspect, care de altfel este foarte important, pentru că ne vedem puși în situația, dacă nu avem încasările corespunzătoare, să fim nevoiți să procedăm la asistarea furnizării serviciului. Lucru care n-a fost acceptat pe timp de caniculă, nici într-un an.
lucrurile sunt cumva relative. Deci nu există nicio interdicție în acest sens, este pur și simplu o interdicție de bun simț. Compania, în cazul în care se procedează la asistarea furnizării serviciilor, are obligația și a făcut-o întotdeauna de a anunța Direcția de Sănătate Publică privind asistarea furnizării serviciilor în anumite zone. Și asta e procedura care poate fi îndeplinită fără nicio problemă. Noi am notificat și sperăm că totuși asociațiile de proprietari prin reprezentanții lor vor face demersurile necesare pentru ca acele notificări să poată fi închise prin încasări sau programe de eșalonare și nu prin debranșare. Nu ar fi mai eficient cumva ca la nivelul asociațiilor de proprietari să se procedeze la o încasare în teren, un alt sistem de încasare a banilor, ducându-te o dată, de două, de nouă ori la ușa omului, parcă este jenă și atunci va trebui să, decât să stai să aștepți într-o asociație fără ca omul să-ți vină să plătească. Cred eu că asociația de proprietari, ca și noi companie, are la îndemână totuși niște pârghii pentru a-și recupera cotele de contribuții, și anume notificarea proprietarilor, încheierea unor contracte de mediere, încheierea unui contract de consiliere cu un avocat, acționarea în judecată. Este de preferat, desigur, a se evita astfel de situații care costă până la urmă și care încarcă nota de plată, dar dacă nu, proprietarii nu înțeleg că au obligația de a plăti ceea ce au consumat, se poate recurge și la aceste măsuri, inclusiv la debranșarea individuală prin încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă agreată care poate face acest lucru. Luând-o concret pe asociații, spuneți-mi care sunt asociațiile cu cele mai mari datorii. Asociațiile cu cele mai mari datorii, din păcate, sunt acele asociații cu programe de eșalonare încheiate, programe pe care, din păcate, nu le-au respectat în totalitate. Totuși, aceste asociații, și vorbim de cele 10, respectiv Asociația 13, 27, 28, 29 NT, 50 IES și 52 și 59, aceste asociații au încercat și și-au achitat factura curentă sau factura curentă și parțial rata eșalonată, ceea ce totuși nu este suficient. Deci noi, având un program de eșalonare încheiat, considerăm că e de datoria clientului, a utilizatorului, să-și respecte programul în totalitate, respectiv să-și achite factura curentă și rata stipulată în program, în grafic. De când se estimează să trece la debranșări? Noi nu ne dorim acest lucru. Lăsăm, deci termenul precizat în notificare era astăzi, 9 august, dar având în vedere că notificările au ajuns cu întârziere la clienți, aceștia au posibilitatea ca până la sfârșitul lunii să își achite debitele din notificare, urmând ca la sfârșitul lunii august să fie făcută o analiză și în funcție de nivelul încasărilor să se ia decizii. Trebuie avut în vedere faptul că în cazul în care proprietarii nu înțeleg obligativitatea de a-și achita consumurile efectuate, se va trece la întreruperea furnizării serviciilor. Acesta este motivul pentru care, în interiorul asociației, trebuie făcute eforturi de recuperare de la rău platnici a consumurilor de apă. Pe de altă parte, există și o doză de optimism legată de faptul că în luna august s-au întors în țară și stranierii care, de regulă, în această perioadă își reglează și obligațiile financiare din țară legate de taxe și impozitele locale, dar și de obligații la asociațiile în care și-au domiciliul. Iată și datoriile asociațiilor notificate. Asociația de proprietari numărul 13, 80.177 de lei. Asociația de proprietari numărul 28, 64.017 lei. Asociația de proprietari numărul 19, 34.680 de lei.
Asociația de proprietari numărul 35, 34.010 lei. Asociația de proprietari numărul 52, 32.827 de lei. Asociația de proprietari numărul 50, 32.574 de lei. Asociația de proprietari numărul 27, 30.408 lei. Asociația de proprietari numărul 29, NT, 28.471 de lei. Asociația de proprietari numărul 4, RM, 24.184 de lei. Asociația de proprietari numărul 37, 22.935 de lei. Asociația de proprietari numărul 59, 16.968 de lei. Asociația de proprietari numărul 47, 16.778 de lei. Asociația de proprietari numărul 41, 15.060 de lei. Asociația de proprietari numărul 48, 13.792 de lei. Asociația de proprietari numărul 38, 12.648 de lei. Asociația de proprietari numărul 43, 4.722 de lei. Asociația de proprietari M15A, 2230 de lei. Asociația de proprietari Nova, 1064 de lei. Asociația de proprietari numărul 2 Vasile Lupu, 1023 de lei. Asociația de proprietari M15D, 1012 lei. Asociația de proprietari numărul 38 Suceava, 234 de lei. Asociația de proprietari numărul 20T, bloc 3, 136,34 de lei. Asociația de proprietari numărul 20T, 133,55 de lei. Totalul restanțelor pe care l-au aceste asociații de proprietari este de 470.094 de lei.